Până vineri seara va ploua în cea mai mare parte a țării, mai abundent în sud și în est, unde se vor aduna peste 20 de litri de apă per metru pătrat în 24 de ore. Aversele însoțite de tunete și fulgere, dar și de scurte rafale de vânt, vor fi mai intense pe parcursul zilei de joi. Vor fi ploi chiar sub formă de averse, probabil însoțite și acolo de descărcări electrice. Meteorologii anunță că în zilele următoare instabilitatea atmosferică se va accentua treptat în majoritatea zonelor. Joi, vremea se va răci accentuat, astfel că valorile termice rămân sub mediile perioadei în cea mai mare parte a țării. Va ploua pe arii extinse în sudul țării, unde cantitățile de apă vor fi mai însemnate. În rest, înnorările vor fi temporare, iar ploile se vor semnala local, mai ales după amiază și seara. Vineri, tot vreme rece, mai rece decât în mod normal la această dată. În Muntenia, printre nori, se mai arată și soarele și plouă mai puțin. Maximele vor fi cuprinse între 10 și 15 grade în această regiune. Răcirea vremii va determina transformarea ploilor în lapovițe și ninsoare în zona de munte. Munte așteptăm, mai ales în zona înaltă, precipitații sub formă de lapovițe și ninsoare și chiar de ninsoare. Deci temperaturile scad. De sâmbătă vremea se va mai îndrepta. Temperaturile încep să crească, iar ploile se mai răresc.